Bine v-am găsit, dragi telespectatori, la emisiunea Față în Față. Astăzi împreună cu mine se află pastorul Ismael Ilk împreună cu soția Alicia. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Este o emisiune dedicată unei mărturii personale experimentate de familia Ilk și de modul în care Dumnezeu și astăzi lucrează. De cele mai multe ori noi, credincioșii, când experimentăm bunătatea lui Dumnezeu, nu întotdeauna o spunem, nu întotdeauna o mărturisim altora și o păstrăm oarecum ca și o experiență personală. De această dată am provocat această familie să vină și public să mărturisească modul în care Dumnezeu a lucrat în viața lor, în special în viața lui Alicia. Dar mai întâi, pentru ca telespectatorii noștri să vă înțeleagă și să vă cunoască mai bine, aș vrea să vă prezentați puțin, să ne spuneți câteva lucruri despre voi, despre familia voastră, eventual să începem de unde proveniți din țară. Alicia. Eu m-am născut în Timișoara și vin dintr-o familie de 4 frați, sunt cea mai mare dintre toți, și în anul 1985 am venit în Statele Unite ale Americii, care de atunci aici I became very adapted to the environment și am crescut. Mm-hmm. Prin harul lui Dumnezeu, în 1994 l-am întâlnit pe soțul meu, Ismael, fiind membru la Biserica Betania. Și prin harul Domnului ne-am căsătorit, avem 4 copii, la fel, și sunt foarte bucuroasă și binecuvântată pentru ceea ce Dumnezeu a făcut în viața mea. No, anul 1994 este un an istoric pentru noi, că atunci s-a născut televiziunea. Ok. Spune puțin și despre tine, Ismael. De unde proveniți voi din țară și ceva despre familia asta? Eu provin din Baia Mare, județul Maramureș. Sunt al 6-lea din cei 8 copii și am emigrat în Statele Unite în anul 1991. M-am căsătorit cu soția mea, Alicia, în anul 1995 și, cum i-am spus, avem 4 copii, 2 băieți și 2 fete. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Să fiți sănătoși. Sigur că Dumnezeu v-a adus împreună pentru că El a avut un scop pentru viața voastră și am aflat întâmplător despre o experiență pe care voi ați avut-o ca și familie și aș fi vrut să vă rog să ne spuneți câteva lucruri despre modul în care Dumnezeu a lucrat în viața voastră. Puteți să începeți unde doriți voi. Nu trebuie neapărat să începeți cu experiența. Când a început Dumnezeu să lucreze în viața voastră și ați simțit că El este într-adevăr Domnul Mântuitorul vostru, când l-ați acceptat ca și Mântuitor? Ismael? Da, deci eu l-am acceptat pe Domnul ca Domn și Mântuitor la vârsta de 16 ani. Chemarea am înțeles-o în mod mai profund de slujitor când aveam în jur de 30 de ani. Și a fost o experiență, desigur, personală, care s-a manifestat mai întâi în interior și după aceea în exterior. Deci, atunci l-am cunoscut pe Domnul. Cum s-a manifestat în interior și în exterior? Da, deci, mai întâi am avut acea creștere spirituală lăuntrică. După aceea am putut să manifest în exterior ceea ce Dumnezeu a așezat în noi. Răspândind cuvântul Evangheliei, fiind o motivație pozitivă pentru cei din jur și încercând, luptând, să extindem împărăția lui Dumnezeu. Cum a fost pentru tine, Alicia? Când te-ai întâlnit cu Dumnezeu și când ai spus, da, într-adevăr, Iisus este Domnul meu? La vârsta de 16 ani am avut experiența de a-L cunoaște mult mai mult, ca și cum am fi spiritually hungry, vorba.
Deci, deci s-a născut o dorință. O dorință profundă. Da, da. De a-L cunoaște mult mai mult pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos. Dar aceasta a crescut de la bunicul meu, Florea Iacob, când mereu îmi spunea când eram copilă despre Dumnezeu, despre Daniel în groapa leilor și despre ceilalți, și a fost o curiozitate în mine. Și crescând la vârsta de a înțelege mult mai mult și mai bine despre Dumnezeu, atunci L-am acceptat în viața mea, când am făcut legământul în apă și botezată cu Duhul Sfânt la 16 ani. Da. Și ai văzut o diferență dintre ceea ce curiozitatea care ai avut-o înainte și acel pas pe care l-ai făcut când ai spus, da, într-adevăr, vreau să îmi continui viața împreună cu Dumnezeu. Da, ceea ce am văzut, mai ales fiind a teenager back then, am văzut și am simțit o pace. Am simțit o pace care am știut că Dumnezeu este cu mine la orice pas în viață și m-am încrezut în El în totalitate. Deci asta am dorit, siguranța aia a tatălui, stăpânul meu, ca să mă protejeze în viață, să fie cu mine. Și am văzut diferența față de cum a fost before. Mă simțeam, n-aveam liniște, n-aveam pace, n-aveam siguranța pe care o căutam până l-am întâlnit pe Domnul Iisus Hristos. Am să vă întreb pe amândoi aceeași întrebare. Deci, la vârsta de 16 ani, amândoi ați avut această experiență foarte interesantă, când adolescenții, de fapt, încep. E o vârstă foarte dificilă pentru mulți tineri, da. Indiferent de perioadă. Atunci a fost pentru voi și acum. Vârsta adolescenței e o vârstă dificilă. A fost greu pentru voi să rezistați tentațiilor, pentru că asta e realitatea. Tinerii se confruntă cu tot felul de experiențe și de tentații. Și cum ați reușit să le administrați? Bineînțeles că cel rău nu doarme și ți le aruncă în față, le pune pe un platou să guști din ele. Dar am știu că dacă voi gusta, va fi și o pedeapsă după aceea. Și categoric am refuzat. Și am zis că vreau să mă păstrez, vreau să fiu pregătită doar pentru cel ce Dumnezeu îmi va aduce la timpul potrivit, soțul meu care este aici lângă mine. Nu este ușor în același timp, dar este posibil să spui nu și să te întorci, să ai faith in God că El te va binecuvânta și într-adevăr a binecuvântat decizia pe care am luat-o. Și nu este ușor la vârsta 14, 15 ani, 16 ani, dar este posibil, doar să dorești. Da. Cum ai confruntat tu cu acele bucate de pe platou, cum zicea soția ta? Da. Deci la vârsta de 16 ani, când am încheiat legământ cu Domnul, am realizat, fiind relativ tânăr, că este o decizie care trebuie să o păstrezi și un legământ pentru toată durata vieții. Desigur, n-a fost ușor, fiind în liceu, tot felul de prieteni, anturaje care nu erau tocmai bune, dar pot să spun că, în primul rând, rugăciunile părinților mei m-au ținut aproape de Dumnezeu. În al doilea rând, mi-am dat și eu toate silințele să fac ceea ce trebuie făcut. Și am observat că dacă m-am ținut ancorat în Dumnezeu, am frecventat biserica, am mers ori de câte ori am putut la rugăciune, asta m-a ajutat să străbat cu bine tinerețea și, știu eu, tentațiile care erau atunci. Viața de familie este o viață specială și dificilă în același timp, trebuie să recunoaștem, mai ales în aceste zile când familia este ținta celui rău. Încearcă să producă tot felul de scene, tot felul de situații ca să dezechilibreze oarecum relațiile între soți sau părinți și copii. Cum ați reușit voi să navigați pe această mare turbulentă în care noi trăim astăzi? Ca și familie. Deci, navigarea, desigur, n-a fost una ușoară. Este adevărat, familia este asaltată la ora actuală de diavolul mai mult ca oricând. Însă, ceea ce am sesizat în aproape 22 de ani de căsnicie, dacă inițial
la mijloc a existat și există dragostea curată, devotamentul acela față de partenerul de viață, indiferent de circumstanțele vieții, rămânem aproape, ne susținem unul pe altul și mai mult decât atât, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că cu El și prin El suntem mai mult decât biruitori. Cum vrea și perspectiva ta, ca și soție, ca și mamă, sigur că ai avut tot felul de experiențe. Da, deci au fost tot felul de sezoane, de valuri, bineînțeles, dar cum a spus soțul, când este dragoste curată, Dumnezeu te ajută să treci peste toate. Poți și rugăciune, definitely poți și rugăciune, multă insistență înaintea lui Dumnezeu și de multe ori a ceda ceea ce tu crezi că ar fi și doar să înțelegi partenerul tău de viață și împreună să mergeți pe același drum. Deci ca doi să fim una, nu doar doi cu două diferite idei. Și asta ne ajută foarte mult. Deci să las de la mine, mai ales fiind ca mamă de la 4 copii, stresul ce se adună, pastorația lui în același timp, deci contribuie multe. Dar am învățat să mă plec pe genunchi și să mă rog și să postesc și am văzut de nenumărate ori mâna lui Dumnezeu, cum a intervenit. Și de multe ori e mai bine to choose să fii kind decât să fii right și câștigi mult mai să mult. Să fii bun decât să fii drept. Da. Da. E mai bine să alegi să fii bun decât să fii drept. Bunătatea ta. Este foarte interesantă afirmația ta și aș vrea să te întreb, Ismael, cât de ușor e pentru tine ca și soț să fii bun când soția ta nu este sau în opinia ta nu este? Și la fel am să te întreb și pe tine, pentru că ce se întâmplă? Apar conflicte în familii, între soți. Apar, poate în familia voastră nu apar, dar eu, din experiența mea, mai am și diferențe de opinie cu soția câteodată și încerc să o convin că eu am dreptate. Cum procedați voi? Pot să spun că de multe ori acționez și eu exact la fel. Încerc să o conving că am dreptate și că ceea ce spun eu e corect. Însă, am învățat că trebuie și eu să cedez și în virtutea relației noastre, a colaborării, să ascult și opinia soției mele. Și trebuie să recunosc că de multe ori a avut dreptate în timp ce eu n-am avut. Uneori, chiar dacă tu ai crezut că ai. Da. Uneori noi... Deci nu sunt singur. Nu, absolut nu. Deci noi avem impresia uneori că... Știți, suntem bărbați și totdeauna avem dreptate, însă nu avem întotdeauna dreptate. Cert e faptul că deseori greșim și noi și suntem vulnerabili. Tocmai de aceea Dumnezeu ne-a binecuvântat cu ajutorul potrivit. Cum e pentru tine? Pentru că aceeași situație se întâmplă și cu soțiile, și cu femeile. Apare o situație și o diferență de opinie. Cum o gestionezi sau cum o depășești? Am învățat, în primul rând, not to react, but to act. Și să-l ascult, nu să-l întrerup, nu să încep. Facem dintr-un bou mai mare și devine problema mult mai groasă, dar am învățat să-l ascult, îi ascult opinia și după aia îmi dau și o părerea mea. Da, bineînțeles, nu tot timpul sunt și eu corectă, dar când el este, zic, da, dragă, ai avut dreptate, am învățat și eu ceva mai nou, dar am învățat bunătatea, kindness. Respect. Ce trebuie foarte mult în situații de acest gen este respect. Cum ai spus? Da. Mi-a plăcut. Ascult opinia ta, te lași și pe tine să pledezi pentru punctul tău de vedere și îți respect opinia. Dar nu totdeauna poate că o vedem în același fel. Interesant, pentru că aceste aspecte din familiile noastre ne ajută să devenim mai apropiați sau ne împinge în sensuri opuse. Și am vrut să discutăm despre acest aspect pentru că în segmentul următor vom discuta despre o experiență personală pe care voi, ca și familia, ați experimentat-o, care cred că a fost un șoc
Eu nu știu foarte multe detalii, pentru că doar tangențial am aflat despre situația voastră și aș vrea să aflăm mai multe, dar am întrebat aceste aspecte pentru că știu că numai așa puteți rezista unor crize sau șocuri precum voi ați experimentat. Vom lua o pauză, după care vom reveni și vom discuta despre ce este vorba. Rămâneți cu noi! Community Optical Center este o ramură a misiunii International Missions Alliance. Pentru examinare optică de doctor cu o vastă experiență în domeniu, sunați la 773-486-7661. Avem o gamă extraordinară de ochelari de cea mai bună calitate, la un preț deosebit de scăzut. Pentru informații și programări, ne puteți contacta la 773-486-7661. Am revenit în studio și astăzi împreună cu mine se află pastorul Ismael Ilk, împreună cu soția Alicia. Motivul pentru care i-am invitat în acest program este să discutăm despre o mărturie personală pe care ei au experimentat-o și aș vrea să te întreb, Alicia, ce s-a întâmplat, când s-a întâmplat ceea ce tu ai experimentat și dacă poți să ne spui cam cum au decurs lucrurile. Da, în anul 2009 am avut un șoc de la doctor, o veste foarte neplăcută. În primăvară, începutul primăverii, am fost diagnos cu cancer la tiroidă, care nu te gândești că la vârsta de 35 de ani boala îți bate la ușă. Și dar, nu orice fel de boală. Nu orice fel de boală. Cancer. Cancer care este o boală foarte gravă. Uh-huh. Te lupți între viață și moarte cu ea. Dar în același timp când am primit diagnosticul, am știut că am un Dumnezeu care este în control. Știu că te-ai gândit că ai un Dumnezeu care este în control, dar totuși, ca și om, când ai auzit această veste, ce ți-a trecut ție prin suflet, prin gând? O femeie tânără la 35 de ani, cu 4 copii. Da. Care a fost sentimentul uman? Sentimentul uman a fost să mă lupt. Nu să mă prăbușesc și să mă cucerească boala asta. Am fost foarte strong and ready for it. Nu te-a speriat? Nu. Nu m-a speriat pentru că am știut că Dumnezeu are un scop. Îl cunoști cine este Dumnezeu și m-am încrezut în El. Ca om m-am luptat și am fost very ready for it. Am avut credință în Dumnezeu, deci numai că am vărsat lacrimi, da, am vărsat lacrimi când am trecut prin tratamente, că au fost foarte dureroase, dar am fost ready for it. Ismael, din perspectiva ta, aș vrea să ne spui sincer, când ai auzit această veste, ce ți-a trecut ție prin inimă, prin gând? Deci mi-au trecut multe lucruri prin inimă, prin gând în momentul acela. În primul rând, când auzim că cineva are cancer, cancerul, că vrem noi, că nu vrem, îl asociem cu moartea. Deci primul lucru care a trecut prin mintea mea a fost, wow,
Deci să rămân fără soția mea, la vârsta asta, aveam 4 copii, destul de mici. Deci nu puteam să concep lucrul ăsta că e o realitate. Pur și simplu mi se părea că e un vis, va trece și totul va fi bine. Însă nu a fost așa. Eram și la începutul slujirii mele pastorale și asta m-a marcat extrem de mult, știind situația soției mele, să-ți însușești responsabilitățile, în primul rând de soț, de tată și pe urmă să te îngrijești și de partea spirituală. Mi-a fost foarte greu în momentele acelea să slujesc, să predic, să cânt, să mă rog. Întotdeauna mă ducea mintea la ce se va întâmpla cu soția mea, care va fi rezultatul final. Deci pentru mine a fost devastator. Și pot să spun că am fost destul de vulnerabil. De ce? Mergând înspre medic cu soția mea, am spus, zic, dacă Dumnezeu te ia și nu te vindecă, eu nu mai slujesc de azi înainte. Mă refeream, desigur, la o slujire publică. Asta nu însemnând că nu voi duce mântuirea până la capăt. Dar am spus, eu nu pot fără de tine. Deci noi doi suntem una și fără de ajutorul potrivit, cum spuneam mai devreme, nu vedeam nici cum slujirea pastorală și mai mult decât atât să rămân fără soție, un tată singur a 4 copii. De ce era acea decizie? Ce te determină să iei decizia aia că dacă se întâmplă așa și soția ta nu va mai fi, tu nu vei mai sluji? În momentul acela, parcă în duhul meu așa, mă războiam cu Dumnezeu. Uh-huh. Și mă gândeam rațional, spunând, păi eu am acceptat să slujesc, am acceptat să-mi dedic viața lui Dumnezeu, slujind pentru mântuirea altora, edificarea bisericii, extinderea împărăției lui Dumnezeu și acum ce se întâmplă cu mine? Ce dar este, Doamne? Da, deci și mai mult, din nefericire, cei care ar trebui să fie o încurajare pentru tine au devenit o descurajare, spunând că știm noi, e mâna lui Dumnezeu acolo. Deci da, vezi, asta se întâmplă ce se întâmplă. În sensul negativ a cuvântului. Da, oamenii interpretează exact invers decât Dumnezeu. Corect, corect. Deci, pentru mine a fost extrem de greu. Însă soția mea a fost mult mai optimistă. Mai puternică decât tine, crezi? Da. A fost mult mai optimistă și îmi spunea, Hani, indiferent de ce se întâmplă cu mine, eu știu și înțeleg că Dumnezeu te-a chemat să faci ceea ce faci și tu trebuie să te duci înainte. În ciuda faptului că eu eram foarte dezamăgit și spuneam, nu se poate. Dar trebuie să remarc un lucru, până în momentul acela eu n-am știut ce înseamnă plânsul, n-am știut ce înseamnă suferința și m-am gândit că Dumnezeu mă prelucrează și pe mine pentru a deveni un slujitor eficient, să plâng cu cei ce plâng și să mă bucur cu cei ce se bucură. La modul real, nu numai format. La modul real, absolut, absolut. Atunci am înțeles ce înseamnă plânsul. Nu mi-aduc aminte să fi plâns vreodată, mai mult decât am plâns atunci, de multe ori singur, că nu vreau să mă vadă soția sau copiii și să-și dea seama că tati nu e chiar așa puternic, precum pretinde că e. Da. E o situație într-adevăr delicată și sigur, fiecare dintre noi atunci când suntem în foc simțim altfel decât atunci când doar privim la foc. Da. Cum ai rezistat tu din punct de vedere emoțional și spiritual și psihic? Pentru că ți-ai dedicat viața de tânără. Da. Ai făcut cât ai putut și tot posibilul ca să ai o viață decentă, aproape de Dumnezeu, să te ocupi de familia ta. Și iată că în viața ta apare acest șoc, o boală terminabilă care Dumnezeu poate vindeca, dar totuși la acel moment tu n-ai avut cum să știi direcția sau traiectoria în care ea va merge această experiență.
Cum ai rezistat emoțional și spiritual? Nu ți-ai pus întrebarea, cum de îngăduie Dumnezeu așa ceva în viața mea? Bineînțeles că cel rău vine și plantează un gând ca să crești cu acel gând, ca să devii mai slab și în credință. Dar am știut și m-am încrezut în puterea lui Dumnezeu. Deci, cum am spus mai dinainte, nu am dat voie ca să crească acel gând, pentru că eu am crezut în Dumnezeu, în puterea Lui, și am știut că de aici este un drum pe care El își va începe o lucrare. Am simțit-o. Chiar în clipele cele mai grele, cele mai dureroase, dar atunci Dumnezeu altfel vine și vorbește cu tine, altfel îl simți. Emoțional, psihic... Și fizic, ai fost provocată. Da, fizic, da, pot să spun, pentru că am slăbit foarte mult. Mi-a fost greu de multe ori să mă ridic doar de pe scaun. Am simțit ca și cum cărămizile mă trag în jos. Deci, așa greutatea a fost pe corp. Nu pot să spun că a fost ușor corpului, nu, absolut deloc, nu. Dar am fost tare, very psihic. Deci am fost pregătită pentru așa ceva, pentru că am știut că Dumnezeu e în control, în totalitate. Și nu își va lăsa numele de rușine niciodată. Dar cu anii, cum am trecut prin diferite tratamente, operații, radiații și alte lucruri, corpul, bineînțeles, că a fost all over the place, odată așa, ca un roller coaster. Cât a durat această perioadă de tratament? S-a finalizat toate anul trecut. Și am fost declared cancer free. Deci 5 ani și un pic. Wow. 5 ani și un pic am luptat. Wow. Da. Deci o perioadă destul de îndelungată. Da. Ca și soț, când îți vezi soția, deci când ai aflat vestea, te-a dezechilibrat, pot să spun așa, într-o oarecare măsură, dar când îți vezi soția suferind, când îți vezi soția trecând prin tot felul de tratamente și episoade și o vezi slăbită fizic și emoțional, ca și soț, îmi imaginez că ești afectat. Da. Am fost afectat enorm de mult. Mă luptam cu ideea ce să fac, cum pot să o ajut, ce aș putea să fac să se simtă mai bine, să se simtă confortabilă. Aș putea să spun că cele mai grele momente a fost după ce i-a dat niște radiații, niște pastile foarte puternice, care aveau menirea să distrugă acele celule canceroase, a trebuit pur și simplu să fie izolată aproape o săptămână, în dormitor, în care nu puteam să intru nici eu, nici copii. Și deschideam ușa doar foarte puțin, puneam acolo, știu eu, o farfurie de supă, ceva mâncare, un pahar de apă, mă rog, ceea ce cerea ea. Deci săptămâna aceea a fost de-a dreptul un calvar. Eram trist, supărat și desigur nu încetam să înalț rugăciuni spre Dumnezeu ca să ne dea izbândă. La fel am realizat că legământul căsătoriei, care noi îl facem înaintea lui Dumnezeu, înaintea bisericii, este un legământ pentru toată durata vieții și mai mult decât atât, când iubești cu adevărat, te sacrifici pentru persoana aceea, fie că e soțul, fie că e soția ta, și dorești din toată inima tot binele pentru partenerul de viață. Cum a fost pentru tine, Alicia, acea săptămână în care ai fost izolată de copii, de soț, de lume și doar tu singură în acea încăpere? A fost foarte greu și foarte dureros, ceea ce nu mai aș vrea să mai experimentez așa ceva niciodată. Să nu fiu cu soțul, să nu fiu cu copiii, să nu pregătesc ceea ce trebuie, lucrurile în casă pentru familia mea, a fost foarte greu, dar în același timp am știut că trebuie să mă lupt ca să trec peste săptămâna aia. Și se părea o săptămână ca o lună. Foarte încet a mers the process.
N-a fost ușor deloc, n-a fost, mai ales când îl vedeam pe Ismael că îmi deschide doar puțin, puțin ușa, să-mi pună mâncarea jos și să văd că ne separă, era foarte greu. Momentele alea atunci au fost foarte grele. Da, pe lângă partea fizică și de tratament, aș vrea să vorbim puțin despre latura spirituală. Cum ați reușit să vă înfățișați în fața lui Dumnezeu și să apelați la harul lui, la intervenția lui supranaturală, în același timp când emoțional și fizic ați fost copleșiți? Ismael. Personal am încercat să mă justific cu Dumnezeu. Având 1000 de întrebări. Doamne, dar de ce? De ce nouă? Noi am fost și prin harul lui Dumnezeu suntem sănătoși. Și mă luptam cu gândul ăsta. De ce Dumnezeu a îngăduit încercarea asta extrem de grea și de dificilă peste familia noastră? Dar întotdeauna gândul mă ducea la cuvântul lui Dumnezeu, care era o motivație pentru mine și nu numai, și pentru soția mea, având credință în Dumnezeu și înțelegând că credința în Dumnezeu produce speranță, produce nădejde, și ne-am acățat cumva de speranța asta, că Dumnezeu în final va da biruință. Deci așa am putut să trecem spiritual prin încercarea asta. Care a fost rugăciunea ta în acele momente de foc? Doamne, facă-se voia ta, eu mă încred în tine. Orice s-ar întâmpla, mă încred în tine. Viața mea este în mâinile tale, familia mea, copiii mei, soțul meu. Eu știu că tu vei lucra. În tine mă încred. Voia ta să se facă. Nu te-ai rugat pentru vindecare? Eu m-am rugat ca Dumnezeu să lucreze și voia Lui să se facă. Și nu vreau să fiu deja dezamăgită, că, Doamne, vreau așa și nu se întâmplă așa. Doar să mă încred în El și El va lucra cum El știe mai bine. Ismael. Da, deci rugăciunea mea a fost total diferită. Îmi aduc aminte, în anul 2009 eram la Amvon și de obicei nu mă uit în sală fix așa la persoanele care sunt în biserică. Dar fără să realizez, mi-am dat seama că are ceva soția mea la gât, așa o umflătură, probabil un, zic eu așa, un inch în diametru. Și când s-a terminat slujba, nerăbdător, am ajuns în mașină, i-am spus, auzi, dragă, da, totuși, ce ai la gât? Și îmi spune ea, nu știu, un ghid foarte greu, slăbiseră. Atunci nu știați? Nu, n-am știut. Atunci, nu. Slăbiseră foarte mult, nu mai avea niciun pic de energie și i-am pus mâna aici la gât și am simțit așa o umflătură tare, tare de tot. Și ne-am gândit că va fi ceva tratabil, un chis ceva ce o să treacă și nu i-am dat așa de multă importanță. După ce a făcut biopsia, am primit rezultatele nefavorabile, știind că conține celule canceroase. Și desigur eu m-am rugat, Doamne, vindecă-mi soția. Doamne, ascultă rugăciunea. Doamne, n-o lua de la noi. Deci, pur și simplu, nu puteam să accept asta. Desigur, în cele din urmă, Dumnezeu are ultimul cuvânt, dar am insistat și am bătut la ușa îndurării, ca Dumnezeu să ne asculte, să mă asculte și să-mi vindece soția. Da, asta a fost rugăciunea mea. Când treceai prin acele momente de durere, pentru că mă gândesc că trupul a trecut prin anumite episoade, n-ai avut niciun pic de dubii, de îndoială? Nu. Absolut deloc, nu. Ca și că Dumnezeu este în control. Chiar dacă corpul a slăbit foarte mult, am ajuns la 100 de pounds și puterea mea nenumărate ori nu am avut-o cum trebuia să o am, dar l-am avut pe soțul care a ajutat și a înlocuit. Cât a durat această perioadă de tratament? Până când? Deci, mă refer la perioada de intensitate. Intensitate
2014 a fost, atunci very intense, da, până în anul 2014. Deci câțiva ani buni, da, deci da. 4-5 ani, da, de când ați aflat. Cum ai rezistat tu? Să... Ai avut și tu obligație, trebuie să mergi la serviciu, copiii, da, au, da, nevoi. Nu te-ai... N-ai obosit? Uneori mă simțeam obosit, dar nevoia, împrejurările, deci pur și simplu m-au provocat să-mi fac datoria. Și am învățat să aspir foarte bine. Da, am învățat să gătesc, nu foarte bine, dar mi-am dat silințele. Am încercat să fac într-un fel sau altul ceea ce făcea soția mea cu excelență, însă eu nu am ajuns la acea excelență. Niciodată nu o să ajungi, da, la acel nivel. No. Dar mi-am dat toate silințele să mă ocup de copii. Am învățat să fac laundry, cum spunem noi, să spălăm hainele, să aspirăm, să facem curățenie, să facem mâncare. Am avut multe activități cu copii, am implicat și pe copii. Soția ne dădea doar directive. Și ne-a ajutat mult asta. Deci cam așa a fost pentru mine. Deci directivele nu se opresc, indiferent de ce boală vine. Directivele rămân acolo, rămân sunt ceva acolo. Nativ. Absolut, absolut. Dar ne-au prins bine, că pur și simplu nu știam întotdeauna ce trebuie să fac. Și ea îmi spunea, auzi, dragă, iei copilul ăla la ora aia, te duci la activitatea cu tare cu copilul celălalt, vezi că avem carnea aia, trebuie prăjită și, mă rog, lista continua. Da. Așa. Da. Este o mărturie frumoasă pentru că, așa cum ai deja atins și ai menționat, Dumnezeu te eliberat de această boală. Care este înțelegerea voastră cu privire la starea sănătății tale? Crezi că au fost medicii și tratamentele, a fost și medicii și tratamentele și Dumnezeu, sau a fost mâna și puterea lui Dumnezeu care a făcut ca să te vindeci? În primul rând, Dumnezeu a lucrat prin mâinile doctorilor și medicina. Deci El, că dacă nu intervenea El, nu eram în picioare astăzi. Deci puterea lui Dumnezeu a intervenit foarte mult, de multe ori. Când simțeam dimineața până seara, că eram epuizată, din nou acea, the next day, simțeam că mai îmi dădea un hop, o putere, ca să pot să duc ceea ce era, ce îmi stătea în față, prin puterea lui Dumnezeu. El a lucrat foarte mult prin mâinile doctorilor și se vede clar. În concluzie, Dumnezeu ți-a răspuns la rugăciune, că tu te-ai rugat să soția ta să se vindece sau să fie vindecată. Care este sentimentul tău când ați primit rezultatele? Deci am fost foarte, foarte bucuros când am primit vestea asta bună de data asta, că nu mai are celule canceroase în trupul ei. Am strigat plin de bucurie, mărit să fie Domnul. Dumnezeu ascultă, Dumnezeu izbăvește și, indiferent de circumstanțe, unu, să rămânem încrezători în Dumnezeu și, doi, să ne rugăm perseverent. Spune cum a spus Iacov altă dată, Doamne, nu te las până nu mă binecuvintezi. Deci, și cred că Dumnezeu a lucrat în primul rând, apoi, desigur, prin medici, și prin tratamentele care i s-au oferit. Dar vedeți cum e. Medicul taie, însă Dumnezeu vindecă, Dumnezeu leagă rana, Dumnezeu face acel miracol pentru cei ce se încrede în El. Și eu spune că a fost o combinație. Primul rând Dumnezeu, în al doilea rând medicul care i-a făcut acea operație și în al treilea rând tratamentele. Medicul, după ce i-a făcut operația, desigur eu așteptam cu nerăbdare să văd care e succesul și mi-a spus s-a întâmplat ceva incredibil, ceea ce nu se întâmplă. Și, curios, am întrebat ce s-a întâmplat. Tumoarea aceea canceroasă care a avut-o la gât a fost învelită ca într-o pânză de paianjen. Asta însemnând că nu a putut să transmită, în alte cuvinte. Nu s-a răspândit. Exact. A rămas acolo. Celule doar canceroase la alte organe din trup. Și atunci am fost foarte, foarte bucuros, înțelegând că e mâna lui Dumnezeu. A fost ceva ceea ce nu se întâmplă în mod natural.
În viața noastră, când apar asemenea situații de criză și nu înțelegem foarte clar de ce se întâmplă așa, cum deja ați mărturisit, totuși, în concluzie, cred că învățăm ceva din experiențele noastre. Ce ați învățat voi din experiența asta? Eu personal am învățat, cum spuneam un pic mai devreme, ca indiferent de ceea ce se întâmplă, să ne încredem în Dumnezeu. Deci asta am învățat în primul rând. În al doilea rând am învățat că trebuie să-mi iubesc partenerul de viață, indiferent de ce s-ar întâmpla. În boală, în suferință, în bogăție, în sărăcie, pur și simplu n-are nicio importanță. Cazul în care ne-am aflat, datoria mea în calitate de soț este să rămân lângă soția mea și să o iubesc necondiționat. De fapt, dragostea agape. Pe urmă am învățat să plâng. Cu cei ce plâng și să înțeleg durerea unei familii sau unei persoane care trece prin situații asemănătoare cu a noastră. Și cel puțin pe mine m-a marcat enorm de mult. Să fii, știu eu, o motivație pozitivă și să încurajez și pe alții că există speranță, chiar și atunci când medicul spune că nu mai există nicio speranță. Care a fost lecția pe care tu ai învățat-o, Alicia? Lecția ce am învățat-o este că de multe ori Dumnezeu te trece prin anumite sezoane foarte neplăcute ca să-i vezi puterea Lui. Deci ai învățat că Dumnezeu este puternic. Da. Și El are putere să vindece, să, da, să-ți dea energia de care ai nevoie, chiar dacă treci prin dificultăți. Da. Motivul principal pentru care am vrut să fiți, să veniți la acest program este tocmai pentru aceasta. Să încurajăm pe alții care trec prin situații similare. Poate nu neapărat de boală, poate sunt probleme emoționale, poate probleme financiare, spirituale. Dumnezeu se implică în toate. Dar atunci, da, când ești copleșit de o boală terminală, emoțional, spiritual, și poate și financiar, ești provocat. Și trebuie să, să spunem tuturor că Dumnezeu încă este în control. Vom lua din nou o pauză, pe care vom reveni și vom discuta despre misiunea Wings pe care ați lansat-o după ce ați avut această experiență. Rămâneți cu noi! Avem o gamă extraordinară de ochelari de cea mai bună calitate, la un preț deosebit de scăzut. Pentru informații și programări ne puteți contacta la 773-486-7661. Am revenit în studio, sunt împreună cu pastorul Ismael Ilk și soția Alicia. Vorbim despre puterea lui Dumnezeu, practic, în această emisiune și modul în care El ne pregătește, ne prelucrează și ne folosește.
În urma acestor experiențe foarte dificile, Dumnezeu te-a chemat, în special pe tine, Alicia, la o misiune specială, zic eu. Am aflat, fiind prezent și fiind membru la Biserica Philadelphia, despre misiunea voastră, Wings. Și vreau să ne vorbești despre aceasta. Cum s-a născut, de ce și ce se întâmplă? Cu ce te ocupi? Da, deci această misiune, Wings Ministry, s-a născut în anul 2009, la scurt timp după ce am avut cancer. Înțelegând că Dumnezeu folosește toate lucrurile spre binele celor ce iubesc pe Domnul, am avut o experiență deosebită când eram în spital după operație. Am fost câteva zile acolo, internată, și seara, îmi aduc aminte, am avut ca și cum eram eu și Dumnezeu în cameră. Și mă rugam cu gândul, că gura n-am putut să o mișc, atunci eram în durere. Și am zis în gândul meu, Doamne, eu știu că prin durerea asta Tu îți vei face o lucrare. Și văd prin ochii spiritual că este un drum lung pe care eu trebuie să umblu pe el. Ajută-mă, Doamne, eu nu știu exact ceea ce va fi, dar mă încred în Tine. Deci așa a luat. Deci misiunea. A venit acest gând. Da, l-am simțit de la Dumnezeu. Și ce anume faci? Ceea ce noi facem este ajutăm oamenii mai săraci prin diferite feluri. Pentru un exemplu, în Chicago avem 6 food pantries de luni până sâmbătă, care în fiecare zi se ridică mâncare și se distribuie la mii de familii în fiecare lună. Pentru că mulți se chinuie de zi pe zi, mai ales fiind mai în vârstă, cum a venit, mai vine o boală, cum a venit și la mine boala, bilurile cresc, tratamentele cresc financiar și atunci e un struggle și am înțeles asta și trebuia să o simt, struggle-ul ăla, ca să înțeleg cum să ajut pe alții, că am plâns pe drumul ăla și am văzut pe alții plângând și Dumnezeu acolo m-a dus ca să-i ajutăm. Ajutăm și pe cei din România, orfani, familii sărace, le dăm de multe ori cadouri la Crăciun, hainuțe, jucării, cumpărăm pallets cu lemne ca să-i ajutăm pe mulți, ca să aibă foc iarna. Pur și simplu nu au oamenii. Ajutăm orfanii în Africa. Deci prin ajutorul și harul lui Dumnezeu, El a făcut calea asta. Doar prin suferință, ca să simt anumite lucruri și să înțeleg mult mai bine ceea ce El vrea și pe cine vrea să ajute, ca să știu direcția unde El a deschis ușa și eu doar să intru pe ea. Cum pot cei care ne privesc acum afla mai multe informații despre misiunea asta sau cum pot poate unii beneficia de serviciile pe care le oferiți? Se poate afla website wingsministry.net, avem un website, ne poate contacta, suntem la Biserica Philadelphia, acolo suntem membri, deci avem foarte mulți voluntari cu care mereu zilnic. Aveți pe pagina de web listate unde sunt aceste food pantries pentru cei care poate sunt bătrâni sau oameni săraci, da, care locuiesc în zona, misiunea este în Chicago doar, da, care da, locuiesc în zona Chicago. Cum ar putea cei care locuiesc în zona Chicago, ai anumite locații unde da, se desfășoară aceste... Da, avem 6 locații în care acum website-ul este updated și va fi din nou pus iar adresele. Deci le poate accesa foarte ușor pe website. Ok, și dacă poți să ne spui așa pe larg, cam cum se desfășoară această lucrare în sensul practic. Food pantry înseamnă că oferiți alimente. Da. Ce fel de alimente, cine se califică, care sunt condițiile? Da, alimentele sunt fructe, vegetables, carne, lapte, ouă, pâine, flori până acolo. Se califică cei care sunt nevoi și bineînțeles și cei care poate au anumite probleme și nu spun, dar noi
dăm la oricine. Dăm la cei în vârstă, la copii, mai ales a lot of mothers, teenagers, they struggle having kids at an early age, care îi ajutăm. A lot of families in South, in areas pe care... Deci asta, misiunea asta este doar pentru români sau pentru oricine? Oh, nu, este pentru oricine. It doesn't matter ce nationality, ce color, your background, it is for everybody. Ok, da. Și știu că la Biserica Philadelphia, joi seara, poți să ne spui despre joi seara, ce se întâmplă acolo? Da, joi seara avem niște voluntare superbe, niște fete scumpe și drage, care și copii, care am văzut și copii care se implică. Cunosc eu unul dintre ei care e foarte dedicat. într-o joi seară spune, tati, trebuie neapărat să, fiul meu, fiul, zice, trebuie neapărat să mergem la biserică. Zic, dar de ce? Ce se întâmplă? Ceva? Zice, trebuie să ajut la food pantry. Da. Okay. Deci este un ajutor extraordinar de mare și când vedem cu cât entuziastic they come, it's a blessing. It's a blessing. Da. Deci, voluntarele, avem două echipe. Miercuri avem o familie, Enescu, care ridică mâncarea de la Philadelphia și o duce de la store și o duce la biserică. A doua zi vine voluntarele, le deschidem boxele și we just spread the food around. Și la sfârșitul programului, membrii coboară jos, cei ce au nevoie. De unde vine mâncarea asta? Mâncarea vine din multe locuri. Alimentele, mai bine spus. Da. Alimentele de la Trader Joe's. Cu ei suntem partners de mulți ani de zile. Ei donează aceste produse pentru comunitate. Pentru comunitate. Ei face un efort extraordinar de mare ca să ajute comunitatea din Chicago. Trader Joe's, Heinen's și Fresh Thyme sunt cele trei store-uri cu care suntem partners throughout Chicago. Da. Foarte interesantă misiunea asta și așa cum am spus, am văzut că în special bătrânii și familiile care trec prin anumite sezoane, perioade, beneficiază de ea. Sigur că una din cheltuielile personale e mâncarea, sunt alimentele. Și dacă cineva poate să economisească bani și să nu mai cumpere alimente, să-i folosească pentru altceva mai important, cum ar fi chiria, este un mare, foarte mare ajutor. Deci, pentru cei care vor mai multe informații, pot să intre pe pagina voastră de web, Wings. Da. Wings, cum se cheamă? Wingsministry.net. Wingsministries.net. Ministry. Ministry.net. Ok, o să punem și pe ecran ca să afle cei care sunt interesați despre felul în care ei pot să se implice în această lucrare. Dacă sunt persoane care, ați menționat că cumpărați lemne, trimiteți cadouri de Crăciun în România, cum pot cei care vor să se implice și ei, să fie parteneri cu voi, poate să facă o donație, tot prin website? Da, cum să nu? Avem PayPal through the website sau check și totul este 501c3 tax deductible. Deci se poate deduce la taxe pentru cei care doresc să ajute. Care este rolul pastorului Ismael Ilk în toată această acțiune? Soția, pare că ea e șef. Da, pot să spun că soția e șef. Eu, de data asta, sunt ajutorul ei. Mare ajutor. Asta însemnând că unde are nevoie de mine, mă fac disponibil. Chiar și la... Absolut. La munca fizică? Da, absolut. Da. La început am cărat cu mașina noastră personală, uneori 20-24 de cutii, toate arhipline cu produse alimentare și le-am cărat noi doi. Dar întotdeauna am avut acea bucurie lăuntrică că facem ceva pentru Dumnezeu și facem ceva pentru comunitatea în care Dumnezeu ne-a așezat. Mai mult decât atât, Biblia spune că nu e suficient să-i spui omului du-te, îmbracă-te, hrănește-te. Nu, asta e datoria noastră. Predicând Evanghelia verbal, dar să nu ne limităm doar la aceea și să o aplicăm practic. Și cam ăsta ar fi rolul meu. Unde e nevoie, mă fac disponibil și spun, dragă, dacă pot să fac ceva, trebuie să fac ceva, sunt aici.
Este un suport extraordinar. Care este viziunea voastră de viitor? Aveți anumite proiecte la care lucrați acum? Suntem acum când înregistrăm emisiunea la începutul lunii octombrie, ne apropiem de sezonul de iarnă, vine Crăciunul, anul nou. La ce proiecte lucrați acum? Unul dintre ele este pentru Thanksgiving, care comunic cu ceilalți parteneri de a da curcani pentru Thanksgiving și alte lucruri de care familii au nevoie. Lucrăm iar pentru România ca să strângem acum fonduri pentru lemne, ca să ajutăm mai ales cei bătrâni din anumite zone din România. Lucrăm și cu copiii cu cancer ca să le aducem o speranță și lor. Și fiind a cancer survivor, altfel primesc și sunt încurajați prin asta. Deci astea sunt dintre câteva proiecte. Cum identificați familiile din România care au nevoie? Pentru că, din experiența mea, fiind la televizor, primesc telefoane și e-mail-uri de solicitări peste puterile noastre. Noi nu suntem implicați în acțiuni de caritate, dar oamenii apelează și am vrea să știm cam cum îi identificați pe acești oameni. Prin Our Partners în România suntem cu diferite biserici și doar acolo. Pentru că și noi primim așa multe telefoane, multe e-mail-uri, dar lucrăm și redacționăm spre biserica locală ca să primească ajutorul potrivit. Deci sunteți parteneri cu bisericile locale, da, care ei pot să verifice anumite situații și să aplice acest ajutor acolo unde este absolut necesar. Da. Foarte interesant. Într-adevăr, umblarea cu Dumnezeu este frumoasă, dar nu întotdeauna ușoară. Așa e. Și apreciez că ați avut deschiderea, ați avut libertatea să veniți să împărtășiți experiența voastră personală. Așa cum spuneam de la început, nu foarte mulți care trec prin crize și mai ales probleme de sănătate, cum ați avut voi, au această îndrăzneală să o împărtășească public. Și au anumite rezerve din diferite motive, pentru că, așa cum spuneai și în cadrul emisiunii, unii oameni interpretează în un anumit fel și nu totdeauna într-un mod pozitiv. Dar noi ce vrem să accentuăm este faptul că Dumnezeu este în control, așa cum tu ai spus, și ți-a dat tăria, convingerea că indiferent ce va fi, El știe ce face. Da. Chiar dacă e greu să acceptăm uneori decizia lui Dumnezeu, noi trebuie să fim suficient de tari și de maturi când ne confruntăm cu asemenea situații, să lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Da. De multe ori noi vrem ca să îi dăm direcțiuni lui Dumnezeu cum să procedeze în anumite situații. Din păcate, așa se întâmplă. Mai ales când treci prin criză, poate nu ești conștient. E una să te rogi și să-ți dorești ceva, e alta când vrei ca să îi dai lui Dumnezeu instrucțiuni. Ce să facă, cum să facă, și am vrea ca telespectatorii noștri care se confruntă cu asemenea experiențe mai delicate, mai dificile, să aibă puterea și tăria și convingerea că Dumnezeu știe ce face și să îl lase pe El să lucreze. Din nou, vă mulțumesc, vă doresc succes în continuare și să vă folosească Dumnezeu mai mult decât v-a folosit până acum în tot ce faceți voi, prin misiunea Wings și în alte domenii unde El vă va chema. Vă mulțumesc din nou. Mulțumim și noi. Dragi telespectatori, am ajuns la finalul emisiunii și vă mulțumesc pentru atenție și, ca de obicei, vă dau întâlnire data viitoare la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. La revedere!